Bă, ca să nu mai vin până la tine. Dar oricum, mă urc în mașină și vin la tine, tată. Care-i treaba? Salut, Marius. Marius, când noi ne luptam referitor la această firmă și spuneam că sunt ilegalități, acum de ce apar tu și tu vinovat, mă? Ai tolerat și tu? Te întreb. De ce dracu să tolerez eu? N-am tolerat. Am înțeles, dar uite, și tu, atenția, mi-aduc aminte când noi spuneam că să construiesc pe raza teritorială de la primărie, de la tine, să construiesc ilegalități, mi-aduc aminte când tu ai pus problema asta, tu acum ești primar al comunei, și uite, s-a continuat și trebuie să moară oameni, fraților. Ăsta avea proiect la voi, figura cu proiect la voi? El a avut, deci exact ce am declarat, el a avut, deci a intabulat dreptul de proprietate asupra clădirilor printr-un certificat de edificare. Omule, avea autorizație de construire la tine la primărie? Da sau nu? Asta mă interesa. Nu. N-avea. Nu a avut, că s-a intabulat printr-un certificat de edificare. Auzi? Și programul de funcționare la voi prin HL l-a avut? Nu. Nu. Atunci DSVSA-ul, DSP-ul și cu garda de mediu ăștia au venit la voi să vadă, bă, ce-i cu ăștia? Nu, la mine n-a venit, dar în schimb ăștia au dat ei autorizație. Și cum au dat ăștia actul ăsta? Nu știu, chiar nu știu, asta am spus și eu. Eu m-am bazat pe autorizația de la Ministerul Turismului pe care eu am văzut-o și am zis, băi, acea autorizație nu putea să o primească fără să aibă actul. A fost consilier, lasă-l. Mariuse, tu ești primar, da. De cât timp ești primar? Din 2020. Din 2020. Eu mi-aduc aminte clar. Din noiembrie. Deci nu-i de 3 ani. Hai să zicem 3 ani, da? Bun. Ia uite, vine criminalitatea acum așa. Deci, eu sunt aici la poliție, la Busioc. Poliția a venit la voi, prin legea 50, să facă evidența de construcții care sunt înregistrate? Nu. Avea obligația? Da, la mine n-a venit nimeni. Nu, dar avea obligația poliția? Poliția, deci ce să facă poliția? Adică evidența pe legea 50 privind construcțiile, legale sau ilegale. Trebuie să le aibă și ei în evidență. Da, deci conform legii 50 trebuia să... Trebuia, bun. Marise, ești la primărie? Da, comandat, ok. Bun, hai că nu mai vin, că am stat de vorbă cu tine prin telefon. Bine, mulțumesc frumos, Marise. Bine, sănătate, bine. Sănătate. Deci, dragii mei, când a venit poliția, a zis că se duce să ascute lanțul. De ce? Uite, e normal? Uite, tot ulei, asta tot. Dar cântarul ăsta, cum e dat lui aprobare de cântarul ăsta? Are fonduri europene, că dacă are fonduri europene, unde-i hârtia aia de la fonduri europene? Ia uite-l-i. El supraveghează zona, lemnele, dacă e firmă, dacă are dosar de evaluare. De și cum se numește firma? Voi l-aveți aici ca firmă, pe asta? Are un certificat. Și unde e firma? Păi are dosar de evaluare. A făcut, el trebuie să aibă un program, listă de prețuri. Păi uite ce e aici, uite ce mizerie e pe aici, uite. Deci trebuie făcută fotografii. Hai să luăm de în capăt. Tubingurile. Să-l întrebe și poliția de unde are tubingurile. Da? Sunt. Asta sunt 5% la sondă. Păi, dar ele, dacă are firmă, e proprietar. Uite, a venit iar. Uite. A venit iar. Uite. Ioniță! Necinstit! Ești necinstit, Ioniță! Ce faci, bă, Ioniță, băi? Garda forestieră, bă! Cheamă garda forestieră! Da, a venit Ioniță iar. Bă, ce faci, bă? Apăr hoții! Un necinstit? Ioniță, un ofițer de poliție. Pot mă să mă exprim? A, și-a scos și el telefonul să facă poze. Cheamă garda forestieră. Cheamă garda forestieră. Firma, dacă are dosar de evaluare. Mata, ești polițist? Sunt polițist, da. Geană sunt. Cu cine am onoare? Emil Mărăcineanu, îmi pare bine. Da. Salut, filmez. Filmez, omule, ce vrei? Lasă-mă în pace. Domnul, stați un pic. De la ce departament sunteți? Nu sunt de la poliția orașului Vizi. Păi și ce adică ce funcție? Gratul asta tot? V-am zis, comisar de poliție Mărăcineanu Emil. Și aveți de la ce? De la Sice sau de unde sunteți? Nu sunt de la Sice. Dar ce competență aveți? Domnul Mărăcineanu, să iau și din partea asta. Da. Ce competență ai, mata? Am venit, sunt la ordine publică, am venit cu... A, ești la ordine publică. Ți se pare normal? Domnule, uite, are camere, dosar de evaluare. Ia uite-l ce fotograful Ioniță. Faceți poze la copii, nu dați banii pe prostii că vine Ioniță, fotograful, până acum n-a venit. Când avea, normal, când avea. Ioniță, să-mi dai amendă aia, mă. Garda, băi, cheamă garda de... E de competența gărzii forestiere? Toate depozitele sunt de competența gărzii forestiere. Auzi, da, asta e o poluare aici, uite. Polițistul local. Cu tine a făcut... Ar trebui toți să-ți dea primă. Atenție! Să-ți dea primul mereu, că întotdeauna tu ai fost activ, frate.
Eu așa ceva n-am văzut. Nu știu, rar am întâlnit oameni ca tine. Și eram sigur că mergi. Dom'le, ți se pare normal, polițist civil, asta aici, aici că are pe fonduri europene și cântă rol acolo. Ioniță, n-ai văzut, Ioniță, te lești tu de viața mea privată. Bă, te chem în instanță să demonstrezi tu toate prostiile alea care le-ai spus și mi-e dreptul fundamental să-mi dai tu amenduța aia pe loc. Nu trebuie să-mi dai amenda, să-mi treci și eu la mențiune acolo. Că zice că l-am jignit, nu știu cum. Du-te, du-te repede. Marioneta lui Busuioc. Marioneta ești tu, ți-am zis. Eu sunt marionetă? Pe atunci dacă îmi dai amendă pentru cuvântul marionetă, să-ți dai și ție. A cui sunt marioneta? A lui Busuioc? Eu uite ce s-o ridică el repede așa la mine. Repede, fă și poză la cântarul acolo. La alea de ce nu faci? Aici? Da. Gata, domnul Gerohan. Ia uite-l-i. E legal. Auzi? Să-l întreb dacă are dosar de evaluare pentru camerele alea. Urma reclamației care o să o faci. Nu, ți-am dat-o verbal. Da? Cheamă garda forestieră. După ce faci reclamație? Cheamă. Nu vreau, uite. O să o fac după 30 de zile. Ce faci tu? Omule, să vreau să văd ce faci tu, cum tu aperi, cum tu aperi hoții de găini care vând, evaziunea fiscală, tu o aperi. Nu mai țipa, vezi că aș făcut... Tu te mă dai aici, că poți să mă exprimi cu voce, mă, că tu nu auzi, aia probabil. Ioniță, cel mai cinstit polițist, ce-ai făcut, mă? Te sperii de tren? Cum a fost cu accidentul ăla? Păi tu zici de mine de tricou? Păi eu am un tricou, să mi-l cumperi tu următorul. Necinstitule, Ioniță, necinstitul! A venit și el. Deci, astea sunt legale aici? De la axul drumului până la lemne, crezi că ar fi 6 metri? El acolo ne supraveghea. Dar uite, ăsta ar fi, e pământ sau e... Rumiguș, e poluare. Da, ia fi atent. Dar până aici, ia uite-te, uite, până aici. Petă de ulei pe aici tot. El acolo nu mai vinde. Că el a fost sunat între timp ce filmam eu de tăiat și el îmi spune că vinde lemne, că face, că drege pe dracu să-i pieptene de hoți, nemernici. Cantitatea asta, eu am filmat-o și este nouă. Deci cantitatea de lemne este nouă. Adică Miru să-i vadă cât a intrat, cât a ieșit garda forestieră, de unde a luat, cum a luat. Dragii mei, pasonarea, ia uite, lemn tânăr, ăsta aici că a fost doborât, ia uite, lemn tânăr. Cântarul ăla, deci odată mă interesează așa, dacă are autorizație de construire pentru cântarul ăla. A doua, blocarea trotuarului de către tubinguri de sondă, de unde are tubingurile, să-l dați la poliție și asta. Poluarea, garda de mediu, garda forestieră, trebuie făcut adresă, garda forestieră. A doua problemă, cântarul ăsta, dacă el a fost lovit, ia uite, pete de ulei pe aici, dacă el a fost lovit, cum face el cântărirea? Uite, ia fi atent. Cum face asta cântărire aici? Ia să, câte kilo? Auzi, fii atent, nici nu se vede. Uite, praful, uite. Uite, vezi praful. Vreau să faci poze la cântare. Dacă are pe ăla și vinde cantitatea. Omule, acolo aici cântărește la bucăți, pune mașinile în filă. Auzi, dai, fă-i poză la cântarul ăsta. Și uite, dar uite-te și la cadran să vezi că uite, cum cite el cântarul. Da? Am dat eu cu mâna. Cum cite el cântarul? Dar fii atent, hai să vedem. Am 100... Nu merge defect. Hai mă, despre eu stil. De-abia îl mișc, da? Ia fii atent. Ia urcați-mă la noastră. Hai că urc eu. Nu, las că mă urc eu, că am eu 100... Nu, l-am pus acolo, da? Asta nu o vezi tu, Ioniță, și cu Busuioc. Bă, apărați hoții, bă, evaziunea fiscală, bă, nu luați măsuri. Voi duceți o luptă cu mine, bă. Ia zi-o. Păi nu mai nevoie. Iet, să mișcă? Iet, el cu asta cântărește. Da, bun. Acum, ai constat așa aici? Da. Hai să-ți arăt din ucoace să vezi pe partea asta ce vezi. Asta n-a văzut-o. Ia uite ce e aici. Ia uite cât ține. Și a adus și pietroaie. Ia uite cât taie el aici. Și uite, linia de tren. Bine, lui Ioniță e frică de tren. El a fost bușit de tren și de aia. Așa am spus și eu. Dar din cauza lui... El ca polițist trebuie să spună, bă, hai să ne asigurăm că murim ca proștii. Și a murit un polițist local nevinovat. Bine, și el a fost vinovat, da? Hai să-ți arăt niște fiare, să vezi de unde are omul ăsta firma. Pe fonduri europene. Auzi, dar dacă ia foc, aici. Să produce un arc electric. E blocat trotuarul? Da. Da. Dar cântarul ăla, unde ar avea el să vadă clientul câte kilograme are? Fânul ăsta, având în vedere că sunt fire cu niplu. Uite, niplu de legătură. Ia. Unde are el?
Auzi? Bun. Nu are comunicator. Nici nu se vede în curte comunicatorul, da? A doua problemă. Unde ar fi eticheta metrologică? Ia uite prietenul lui Ioniță care râde de cetățean, să spune el că nu mă un tricouaș. Da, mă, da. Ia uite și ulei pe aici. Da. Constați că, uite, eu lăsă zică, deci cântarele astea trebuie să aibă pasonat undeva de metrologie. Și apoi la cântar, când cântărești aici, trebuie să pui, să vadă omul, dar cum face? Urcă prin poartă pe trotuar, îi zice la cetățeni, ia dați-vă sfirați, ia-i dreacul la o parte, să că noi cântărim. Urcă și pe unde coboară, ia fii atent. Vezi vreodată că a cântărit omul ăsta vreodată, el, sunt urme de mașină și gunoaie de parbrize pe domeniul public. Ți se pare normal? Dar de ce n-ați văzut până acum chestia asta? Știa? Să știa? A mai fost control aici, fii atent. Îți spune că a mai fost. Știu, omule, știu că ești cel mai cinstit. Ești pe locul 1 ca polițist, fii atent. Și știi că nu te perii. Odată când ai făcut o greșeală, care nu era a ta, am aflat până la urmă că nu era greșeala ta, am venit și mi-a cerut iertare față de tine și am spus, am greșit față de tine pentru că te-au băgat aia pe țeavă. Știu că ești un om demn și cu coloană vertebrală. Trebuie și 3 din astea la voi? E și 3? Sau 2? 3 ani să ieși la pensie. Sunt la maxim. Păi fără să ieși la pensie să spună 3. Nu mai. Atâta pot să iau. Ca funcționar public de execuție, sunt referent superior treapta 5. Maxim. Da. În grade militare era plutonier ajutant și erai parcă ai lucrat ceva? 11 ani la 18-99 Bucov. Un regiment de artilerie antiaerien. Da, ești tu disciplinat așa. În 2002 ne-a desfințat. Da, mă, omule, altfel eram acasă de 7 ani. Nu, da, să leagă că ești tu disciplinat. Gata, e clar. Da. Felicitări, omule. Da, da, serios. Mișcam de poligon de capul mie, domnule. Ah, uite. Domnul primar de Mizil. Sunt cu poliția locală de la tine, pe strada Agata Bacovia. Agata Bacovia. Bacovia. Știi? Aici, acum este calea Buzăului. Calea Buzăului și dă din că Agata Bă. Știai de depozitul ăsta de lemne care ocupă trotuarul, că e rumeguș, a construit un cântar din ăsta aiurea, are cântar neomologat, lemne și rumeguș și blocat și poluează trotuarul. Știai de chestia asta? Dar nu știu unde e Agata Bacovia. Nu știi. Unde e asta? În Dallas. În Dallas. Uite, ia polițistul și vrește că... Să trăiți, domn primar, Rădulescu sunt. Unde deci depozitul este pe calea Buzăului. Ce depozit, omule? Ce ăsta e depozit? Alu Oaie. Alu Oaie. Me! Oaie! Am înțeles. Da. Are... Și ce are acum? Ce nu are? Of. Ce vrei? Butoaie, tubinguri. Niște de tubing. Multe. Domeniu public, pe trotuar. Niște baloți de paie între calea ferată și... domeniul public. Butoaie, lemne, mii de tonele vin de ăsta. Da. De la trotuarul, dacă e calea Buzăului, de la trotuar nu mai e proprietatea. E al gării, dar... E al CFR-ului, dar trotuarul e al vostru, că e făcut de voi. Trotuarul e al nostru. Și pe o parte s-a construit un cântar ilegal. Un cântar turnat, beton, de ce nu înțelegi? Am înțeles. Mâine. După ce vin după Revelion, mă ocup și de treaba asta. Spune-mi unde faci Revelionul, că vin după tine. Unde s-o fac? Primești cu caprele. Cu capra? Nu, cu caprele. Și o să vin în loc de sorcovă, o să-mi fac sorcovă din Busuioc. Bun, mulțumim frumos, domnule primar din Mizil. Ai luat la cunoștință și poliția locală. Sărbători fericite! Nu, mai bine, sănătate. Da, bine, sănătate. Salut, primare, salut, să trăiești. Deci... Afla la cunoștință, da. Fă proces verbal, anunță investigația criminalității economice, cum intră, cum iese, e firmă, are două camere, da? Să ia camerele pe 30 de zile, uite, fă-i poze la camere, care e camere, că el o să spună că n-are camere. Să ia pe 30 de zile filmarea, cât a vândut ăsta și cum a vândut. Și să se facă adresă de unde cumpără ăsta și să aveți o surpriză. Bă, băiatule, știu absolut totul despre tine, are 3 camere, 2 acolo, 1 acolo. Da? El își supraveghează cinstea. Uite, o poză acolo și în acolo. Polițistul Ioniță n-a făcut, polițistul Ioniță. Nu face, că el dacă este prieten, e prieten cu... Bă! Asta e cioban? Dar ce zice Daluai?
A fost cioban? Porec. Porec? De ce îi zice? Ce zice, mă, Daluaie? Nu mai, te-ai dus, bă, să-ți ascuz lanțul, mă? Te-a sunat, mă, cine te-a sunat, mă, pe tine, mă? N-ai mai ieșit, bă, cinstitule, mă, să mai tai tu lemne, să încarci în mașină. Uite, apropo, el încărca în mașină. Eu l-am filmat când încărca în mașină. Aluaie, ai răbdare să vezi tu ce pățești tu, Aluaie. Ia uite-l. Ia uite-l, tată. Ia uite, mașina. Zi-mă, fă și poză la mașina aici. Uite mașina, asta este, da? I-ai făcut aici încărcătura? Păi încărcătura. El are încărcătura, el s-a oprit. Pentru că a primit ordin. Băi, plecați, mă, de acolo, mă. Da? Să verifice mașina dacă are... Ia uite, ăsta a trecut ITP-ul. El trece ITP-ul, mă. Ia uite-l, mă, cum trece ăsta, cataracta asta, mă. Deci ăsta trece ITP-ul, mă. Hai să vedem dacă are asigurare mașina asta, dacă are ITP-ul, dacă are stopul spart. Păi pe unde dacă mă prindea cu stopul spart? Dar dacă funcționează, nu mai contează. Aluaie, cine te protejează, mă? Ia uite, mă, tată, mă. Păi ia uite, ia uite, mă, omule, cum le taie pădurile ăștia. Fiate, mă, bă, garda forestieră, uite, bă, lemn sănătos, mâncați-a sufletul. Asta sunt furăciuni din păduri sau nu sunt? Nu știu, poate fi corect, om. CFR-ule, este domeniul tău. Dar asta e al vostru, mă. Ia uite, poluare aici. În bază la tot ce fac aici? Da, omule. Ionițe, busuioc, dați-vă demisia, mă. Bă, voi apărați hoții? Ce sunteți, mă, voi, mă? Sunteți de partea hoților, mă? Da. A venit, Ionița nu mai vine pe aici. De ce? Că știe că sunt pe aici. Și el îi interesează că mi-am achiziționat un alt tricou, al doilea tricou, Ionița, da? Dar tu când ai auzit trenul, ai fugit. Dragii mei, omul ăsta era în dreapta, cu un polițist local care a murit. Adică a vrut să treacă linia de tren și i-a pupat trenul. Ferească Dumnezeu, necreștinul, eu sunt ateu. Ăștia și în zi de sărbătoare fac legile pe vârful pantofului. Dragii mei, haideți să vă spun. Eu, de exemplu, dacă mă duc la un cetățean în Mizil, sunt supravegheat, sunt urmărit de către o parte dintre polițiști și mi-au spus persoana respectivă că busuioc, ce faci, mă supraveghezi? Bă, vezi că nu sunt eu infractor, înțelegi? Cum îndrăznești să îmi supraveghezi toate mutările? Da, am fost, uite, m-am dus și acum, m-am dus la clanul ăla, Ciufu, în poartă la el, e pe stradă pe acolo, m-am dus, nu mai știam zonele pe unde să mă duc. Că uite cum stă, ce faci, stai după perdea? Uite, stă după perdea. Ce faci, mă? Stă după perdea asta. După perdea. Păi, stau după perdele, oamenii ăștia. După perdeluțe. Haide, noi, în ce țară trăim? Ne mai revenim noi cu ăștia? Nu. Bun, hai că vă mai dau iară o altă chestie. Da, ăștia au rupt ușa. Deci a activat unul de fax de la garda de mediu. Tanti Ferrara, Ferraru, directoarea de la garda de mediu. Ce ai făcut, tanti? Ai plecat acasă? Nu, te-a pus iară să-ți iei laptopul și mașina, să te duci acasă cu ele, că ai văzut când filmam. Ia uite. Hei, voi nu, de ce nu vă puneți, mă, centura voi? Păi normal că nu vă puneți, că voi sunteți boierii. Puneți-vă centura, măi, bre. Normal că ăștia nu-și pun centurile. Vezi? Și voi și alții, nu vă puneți centurile de împământare, asta de... Păi normal, mă, că dacă sunteți polițiști, spuneți și la sice ăla din Ciorani, ăla care e cinstit. Băi, Cioranene, ăsta care își plasice. Aveți, mă, răbdare, că se termină totul cu bine aici, mă. Deci, noi vrem așa doar. Să ne spună busuioc de ce n-a verificat pe legea 50/91. Să ne spună busuioc de ce nu a verificat autorizațiile de funcționare conform dosarului de evaluare de risc. HG 301/2012. Păi nenea, oamenii ăștia au dispărut și ăștia. Este frică să prezinte că îi dă patroni afară. Îi dau patroni afară. Da? Haideți să vedem acum. Să le mai dăm un pic de... Este în drumul meu. Aceeași poveste. Bun, hai că mă duc la poliția locală. Trec și eu ca voi. Dacă voi ați trecut ilegal, trec și eu ca voi. Bine, n-a constatat polițistul. Păi, fraților, de ce vă este frică? Asta n-a văzut-o că ăștia taie pe domeniul public. Da. Aud, paile aici, da.
Ia, ia auzi. Cum taie lemne. Auzi, ce stradă e asta aici? Alo? Bună ziua, fiți drăguță. Am nevoie de un echipaj de poliție pe strada. Cum se numește strada aici? Agata Bacovia. Agata Bacovia. Este vorba despre delapidare, despre evaziune fiscală, ocuparea domeniului public și prestări de servicii ilegale. Chiar acum, haideți să-i prindeți în flagrant. Geană mă numesc. Bacovia unde mai exact? Agata, nu Bacovia. Agata? Agata Bacovia. Chiar în capătul străzii. Uite, s-aud de drujbele, sunt oameni aici, taie lemne, tot. Am nevoie de un echipaj. Geana Hari Florin. Păi am fost la dumneavoastră acum de curând. Bine. Bine, mulțumesc. Aștept aici echipajul. Bine, mulțumesc. Da, sunăm și la... Primăria Misiile Agenții Fiind, bună ziua! Fiți drăguță, numele meu e Geana Hari Florin, am nevoie de un echipaj de poliție locală pe strada Agata, Agata, Covia. Vorbiți mai tare că nu vă aud. Tăceți din gură că nu pot să vorbesc la telefon. Deci, am nevoie de un echipaj de poliție locală. În ce zonă? Pe strada Agata Covia sau Agata Covia. În capătul străzii. Ocuparea domeniului public, prestări de servicii ilegale. Nu vă aud, nu știu unde... Doamnă, mă auziți acum? Alo, mă auziți acum? A, închis telefonul. A, deci a început să suni, să dai... De-aia face chestia asta așa. Să sune oamenii, să fugă. Da. Uite cum încarcă și transportele mele. Doamna Ifrim, acum auziți, da? Pe strada Agata Covia avem... Dar asta, eu v-am zis strada, doamne, acum știu și Dala și asta, ce este, eu știu toate cartierele de aici. Deci eu mă aflu pe strada asta, în capătul străzii, am nevoie de un echipaj de poliție ca să se constate ocuparea domeniului public și prestări servicii ilegale. Și acum, ce-i evaziune fiscală? Păi v-am explicat. Să se constate ocuparea în mod abuziv a domeniului public de către persoane care vând lemne, taie lemne pe domeniul public, sunt lemne publice, lemne puse pe domeniul public și am nevoie de un echipaj de poliție locală aici. Sunt la fața locului. Geana Hari Florin. Da, haideți, aștept echipajul. Gata, au fost anunțați. Băieți, salut! Cât e metru cub? Cât e metru cub? Și cât e kilogramul? Și ai dat acum bun la omul ăsta? Ai, dai! E bun dacă îi dai. Păi am două. Aolo, ce sens e ăsta? Păi tu nu vezi dacă zici că ești de la pădure. Păi eu am spus că ești de la pădure? Dar de unde ești? Eu îți cumpăr lemn. Ce ăla, omul e de la pădure? De mai la pădure. Ah, de la pădure. Fac. Ia pui de acolo, că trag așa de lemn. Eu ce? A, și mă taie și proprietarul? S-a rupt șufa. Tubingurile alea nu le vinzi? Îmi trebuie și mie un tubing. Două, trei tubingurile. Le dau și pe alea toate, nu-i dă vânzare. Tăle fine. Ia să vedem noi.
Ăla-i cântar acolo? Da, da. Alma ta, ha? Da. O, păi ești dotat, mă, omule. A? Ești dotat. Nimeni nu te poate acuza, nici Busuioc. Cât e Busuioc de șef de poliție, n-are cum să te acuze, Busuioc. E pe domeniul public totul. Iau-te trotuarul, uite primare. Uite-mă, Busuioc. Investigația criminalității economice. Ia uite ce e aici. Da? De ce mă supraveghezi tu, Busuioc? Dacă mă duc, uite, m-am dus la clanul ăsta, Ciufu, da? Clanul Ciufu. Veniți la mine, vin la voi, mă supraveghează din ordinul lui Busuioc, poliția. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Că nu mai tăiați? De ce? Nu mai taie drift, doamă, tu s-a spus. Un polizor, ceva. Nu știi, un polizor, ceva. Ba da, cum, cine te-a sunat? Ce să mă sun? Am, te-a sunat bine. Hai, omule, vreau să-l cumpăr și eu. Ce să cumpăr, uite? Nu mai vinzi lemne? Ba, păi, dar... O să-a spus drujba, cum ești că nu tai. A, pe șoferul văd că stă aceea. Ia uite. Nu e aici. A primit telefonul. Nu vorbește de la petrolem. Ce ești cum la faci, frate? Cum ești cu Busuioc? Te frați, măi? Care Busuioc? Șeful poliției. N-a văzut că-l filmează ea de la televiziune de acolo? Nu știu, tată, pe plec eu de aici, din câmpurile astea. Ăsta-i câmp aici, a? Cu ce o să arăți? Ăsta-i terenul matale? Hă? Ăsta-i terenul matale? Nu, nu. Dar cu ei. Uite, inutilii, mă, frate, mă. Inutilii și oamenii cu relații și toate astea. Ce ai făcut? Te-a sunat poliția? Te-a sunat vreun din polițiști? Inutililor ce sunteți. O să vă acuz pe voi. Adică o construcție ilegală, lemne care să taci, dar atâți ani, evaziune fiscală, n-ați văzut-o. Uite, omul, uite acut, aia l-a prins în flagrant. Ce v-a prins în flagrant? Uite, tată, cum s-a aprobat lui cântar, și care cântar aici? N-ați văzut-o pe asta. Pentru ce sunteți plătiți, oameni buni? Evaziunea fiscală, voi o tolerați. Evaziunea fiscală și poluarea, uite cât, ăsta e terenul lor, ia uite trotuarul cum e blocat cu de-astea, da? N-ați trecut niciodată pe aici, înseamnă că nu vă face serviciu. Dar atenție, vin pe Mizil, eu m-am dus pe Alba și pe alte județe. Ce s-a întâmplat în Cluj, că s-au arestat oameni pe acolo, să vezi ce se întâmplă aici. Radule, sunt la poliția locală. Buletin, vă dați seama, ei și acum cer buletin și avem pretenții la oamenii ăștia care înainte nici nu știau ei, n-au nimic cu ei. Primare de Mizil, dacă nu-i verifici pe toți polițiști activitatea lor profesională, să-ți arăți să vezi câte ilegalități să săvârșesc pe raza teritoriei al Mizil. Cum a turnat, mă, ăsta aici? Ia uite, s-a și ocolit trotuarul. Cum și-a turnat el, mă, cântar pe domeniul public? Nu-ți dă nici dracu, nu-ți dă metrologia, nu-ți dă metrologia așa ceva. Ia uite, domnule polițist, și dumneata, hai să constați persoana, aveți camere în dotare? De ce n-ați văzut chestiile astea? Că evaziune fiscală de călău e aici. Salariul lui Matale, cum îl luați? Investigația criminalității economice de la Busuioc, de Mizil, de aici, cum o face? Nu există. Deci, eu, de exemplu, dacă vreau să trec pe trotuarul ăla, nu pot. Dar dacă sar oamenii la bătaie și vine poliția, mă amendează pe mine. Dar voi de ce nu-i amendați? Vă spun ce? Vă luați șpagă? Vă întreb. Niciodată. De ce se întâmplă, oameni buni? Cum? N-ați văzut? Nu aveți voie să-mi filmați. Și ce faci? Nu aveți voie să-mi filmați. Bun. Și când eu n-am voie, mă, ta, ori mă arestez, ori îmi dai amendă, sau îmi dai amendă. N-am de ce să vă arestez. Dar dacă n-am voie... Nu aveți voie să-mi filmați figura. Și legea, care e legea? Dar nu ești polițist local? Nu. Nu ești polițist local? Adică acum... Matai, mergeai cu asta și nu ești polițist local? Dragii mei, omul ăsta ne ia la bășcălie. El, în primul rând, nu știe o lege. Dacă zice, n-am voie, da, dă-mă judecată, arestează-mă, ce vrei tu? Păi nu poți, inutil. Ești un inutil. Tu ești util? Da. Hai, mă. Ia auză-le ce... Da. Ia uite ce fitează. Polițistule, nu stai datoria. Ești corupt? Da, du-te, mă, dă-i. Ia uite ce tupeu pe el. Ia uite, primare. Să scarpină nas, el nu are nicio treabă. Polițistule, dă-te jos să constați. Hai să-ți arăți să vezi că mai e încolo. Ce faci? Îi aperi? Ești corupt? Ce faci? Îi aperi, omule? Ce faci? Îi aperi? Ia. Uite-le ce sunt. Băi, omule, eu sunt util. Eu am trecut prin etapele de utilitate. Tu nu ai trecut. Eu știu cine ești. Eu știu cine ești tu, cine omule. Sunt? Tu ești un polițist neprofesionist. Ești un polițist neprofesionist. Ne întoarcem, avem scandal la BET.
Tare scandalabe. Deci, atenție. Da. Eu tare și firma are tot. Da, are scandal. Vă duceți voi la scandal. Aveți pe competență scandalul. Păi tu ești parutier, omule. Dar ai și ordine aici publică. Aici suntem multifuncționali. Aici, nu, dar ai pe competență și ordine publică? Da. Am înțeles. Da, dar de ce nu s-au zis chestiile astea? E în regulă firma? Este. Adică este. Tot ce e aici deci, e în regulă. Deci, de ce știu, eu lucrez de câțiva. Așa? Deci, serviciul comercial are toate documentele la zi cu... Adică poluarea asta aici, totul e regulă. Cântarul ăsta aici, țevile alea pe trotuar, e regulă. Vă dați seama că nu le dădeam noi aprobare. Deci are aprobare pe trotuar, da? Aia e trotuar, să pună tubingurile. Are aprobare să cânte. Le interesăm la serviciul comercial. Uleiul ăsta, uite, uleiul ăsta care e pe aici, pe acolo, știu, tot ce spui dumneata, e ok, da? O să stau plângere pe neglijență în serviciu, omule. Nu se poate așa ceva. Acum de ce nu mai taie? De ce nu mai taie? Când a primit telefon... Iar acum eram sigur că voi nu luați măsuri. De ce n-ați făcut fotografii? De ce? Stați un pic. Când e un scandal, poliția română să se ducă, nu voi. Acum le-a sunat șeful. Cine e șeful? Domnul Petrescu. Păi da, da, voi. Să mă las totul la pământ, să mă duc pentru că e scandal la bă. Da, și vă duceți voi. Voi vă bată aia cu totul, cu voi n-aveți armă, n-aveți nimic. Poliția română. Am 58 ani, n-am luat o palmă. Am 58 ani, n-am luat o palmă. Mulți înainte, dar omul a fi luat? Nu cred. Ce ești curios? Pentru că se construiesc aici ilegal și nu vezi, polițistule. I-a luat aici un scandal. Ia uite. Am sunat la poliție, da? Și a venit poliția locală. Totul, dragii mei, este legal. Atenție. Este legal. Bun. Deci, nu înțeleg ce se întâmplă aici. Parcă aș fi într-o țară a mafioților. Totul e legal. Totul e legal. Ce a spus polițistul local? Local e legal. Are firmă, are tot. De ce? De ce se întâmplă toate chestiile astea? Busuioc! Investigația criminalității economice, evaziunea fiscală, băi, busuiocule! Tovarășul Ioniță! Bună ziua! Dragii mei, tovarășul Ioniță! Bună ziua! Vă solicit în mod despre să dați drumul la cameră. Bună ziua! Bună ziua! Spuneți, domnul Gianohari, cu ce pot să vă ajut? Domnul, sau tovarășul Ioniță, ofițer de poliție. Așa, care cum vă răzbunați dumneavoastră. Nu, treceți la subiect dumneavoastră ca să... Ia uitați, până acum te sună stăpânul inelelor? Deci dacă ați venit iar cu să faceți mișto sau așa, nu vă iau în seamă și vă dau și sancțiune. Spuneți-mi ce sancțiune aveți, dai, ce aveți de reclamat. Ia uite, ilegalitatea. Imediat. Ce sancțiune dai tu, Ioniță? Omul acesta o fi corupt, n-a văzut evaziunea fiscală? Deci, tovarășul Ioniță, spuneți, domnul, poluarea, ocuparea domeniului public... Tăierea, uitați-o, haide domnule, că să înțeleg poate ți-o-i reveni. Deci, nu, ascultați-mă, să înțeleg că aveți de făcut o sesizare... Verbală. Și scrisă o să faceți, nu? O să o fac și împotriva lui Matale, dacă mă sunt. Momentan, acum nu. Ascultați-mă cu atenție. Domnul Gianohari. Vreau să-mi chem garda de mediu. Domnul Gianohari. Da, domnul Ionița. Lăsați-mă să vorbesc. M-am prezentat frumos, da? O să vă ascult toate doleanțele, da? Da. Dar dați-mi voie să vorbesc. Deci, dumneavoastră, vreți să faceți o sesizare în sensul că persoana respectivă, care este proprietar, ocupă domeniul public. Păi nu se vede. Așa. Da. Și în sensul ăsta o să mergeți la sediul poliției să facem o sesizare scrisă, da? Da, dar pot să o fac verbală, prima dată? Păi, verbal, eu o să... Vreau să filmați. Ascultați-mă. Nu, vreau să filmez cu camera. Dragii mei, omul ăsta o fi corupt. Ascultați-mă că este camera pornită, da? Te întreb, hai să filmez. Camera este pornită. Hai să filmez. Așa, ascultați-mă un pic. Da. Deci, dumneavoastră, a sesizat o chestie, da? Că ocupă... Tu n-am apucat, nu mă dă ocupare. Lăsați-mă să vorbim. Păi numai tu vorbești, domnule. Păi când îți spun și eu sesizarea? Că n-am spus. Hai să vorbim așa. Păi n-am spus-o sesizarea. Ați făcut sesizarea telefonică către poliția orașului. Și când vii acum spun detaliat. M-am deplasat la fața locului. Te ascult. Păi, Ionița, te ascult. Zâmbiți da, Ionița, că favorizezi. Mă sui în da, mașină și... Te las și pe urmă spun ce trebuie să faci detaliat. Deci, dacă vreți să... Stabilim de la bun început ce trebuie să facem, vorbim. Mă pui tu la punct acum. Nu vă pun la punct, dar vreau să dialogăm omenește. Nu să faceți o sesizare. Deocamdată o faceți verbală și ulterior o să o faceți scrisă la sediul poliției, da? Nu la sediul poliției, o fac electronic. A, o să o faceți și o trimiteți. Nu vin la tine la sediul poliției. Am înțeles, gata. Am suspiciunea că tot s-ar putea să-mi înscenezi ceva. Nu punem mâna pe mine. Haideți, mergeți. Nu punem mâna pe mine. Deci, tovarășe Ioniță, domeniul public este ocupat. Solicită în mod expres garda de... Păi nu vreau să pui. Plovărul roșu al dumneavoastră, că ați schimbat cu tricoul? Da. Până acum erați numai cu tricoul ăla. Da, și tu până acum erai numai cu haina asta. Hai, spuneți-mi, ce... Deci tu erai numai cu haina asta, doar atâta, știi să-ți bagi eu de cetățeni. De ce?
că să nu vă ating. Păi, nu dacă mintea unora oameni, așa, am 10 tricouri, el atât avem. Deci, garda de mediu, vreau să chem garda de mediu. Ești obligat. Așa. Ești obligat, atenție. Obligat, da? Da? Să văd dacă are aprobare de la CFR, da? Că de la axul drumului trebuie 20 de metri. Odată, depozitarea în mod necontrolat și tăierea, debitarea, da? Trotuarele se ocupa și cu țevi de tubing, să-i întrebați de unde au ei țevile de tubing. Da, hai să filmezi ca să-ți arăți țevile de tubing. Haide, unde luăm? Pe trotuar. Pe trotuar, poate îți revii fiața. Unde filmăm ca să știm? N-auzi, poate să revii ca polițist. Cum faci de râs, poliția română? Nu, auzi, nu vă rog frumos să vă... Sunt cetățeni frumos, angajați. Să vă, deci să vă rog frumos să vă mențineți el, comentariile. El încearcă. Pentru că deci, primi în opinia mea. Legea 61. De ce? Pentru că dă-mi pe loc, mă jigniți. Tu ce? Dă-mi pe loc. Loc. Dar am obligat. Am 6 luni. Haideți, arătați-mi. Nu, nu, nu. Arătați-mi. Ce țipul la mine? Arătați-mi. El asta vrea. Dom'le, dar vreau să-mi dai pe loc. Uite tu, vingurile astea. Așa, ce sunt cu ele? Aveți dumneavoastră certitudinea că sunt ale cuiva? Da. Aveți o persoană anume bănuită? Da, sunt... uite omul, dar ce? Cum îl cheamă? Păi nu știu cum să nu știți. El a spus. Așa, el a spus că sunt ale lui? Ce că da. Sunt ale spus, sunt, au spus că sunt ale lui? Da. Așa, și el acum e pe domeniul public. Îmi ia dreptul, iară. Dă-mi amenda acum, acolo. Lăsați că nu e problemă. Dar vreau să o completez. Deci, ce mai aveți de filmat? E marioneta lui Busuioc. Ce mai aveți de filmat? Și eu, uite, toate domeniile astea te filmează cu camera, omule. Așa, deci domeniul ăsta se filmează cu camera, da? Așa, filmați și face de râs poliția română și îmi iau un drept din Oghie 2. El spune acum că... Dar dă-mi amenda acum, pe loc, e dreptul meu. Oghie 2. Spune... Oghie 2. Da. Oghie 2. Deci liniștește. Trebuie să dau să la mențiuni. Unde trebuie să mai filmez? Filmează-le mele după partea asta, după partea... Respectă decizia 97/2020. Haide, mergeți și pe partea cealaltă, da? Haide. Faci de râs, poliția română, Ioniță. Deci, păi impresia că mă tem de... Pentru orice comentarii o să... toate jignitorii o să fie sancțiune. Păi dă-mi pe loc acum! Eu nu sunt marioneta nici a ta, t-am nici a nimănui, da? Ești marioneta lui Busuioc. De fapt, tu ești marioneta cui? Știi tu cine de unde primești banii? Ai eu... Vezi că s-ar putea să te dau în acuzație. Nu pot să mă dai. Treaba ta, să demonstrezi. Toată lumea știe. Să demonstrezi tu. Îți demonstrez cu filmări și eu. Da, de ce faci, mă urmărești? Ce faci, mă, că nu ești, mă, cu mă, mine, Ioniță. Da? Băi, mă vorbești cu familia ta. Păi dai zici, băi, și tu. Nu, mă vorbești cu fiul tău. Mă vorbești cu băiatul. Băi, Ioniță, ce faci, mă? Ia uite, băi, Ioniță. Soția ta, da? Băi, Ioniță. Și cu Sorina. Și cu Sorina. Cine-i Sorina? Știi tu. Cine-i Sorina? Așa. Cine-i Sorina? Lua cu... A zis un nume. A adus acuzație. Atenție, băi, ofițer de poliție. Vezi că te dau la Ploiești. Nu te mai dau aici la parchet. Că la parchet, na, nu știu. Înainte erau zvonuri din astea, căci că voi sunteți o gașcă. Acum eu nu cred că dacă sunteți găști voi. Deci, m-am dus să reclam la poliție. Am sunat la poliție aici, la dispecerat. Și Ioniță n-a făcut nicio măsură. Adică să fac un proces verbal. Dacă îi spui, băi, ești marionetă, ești marioneta lui Busuioc. Marionetă, el nu știe, în dicționar nu știe ce înseamnă marionetă. Adică ascultă cu tristețe ordinele. A venit, nu l-a interesat. Trebuia să mă rog de el să ia cu camera poziție, deci el decizia 97/2020, camera aia o ține decât numai pentru el. Bine, mi-a spus că oricum mă sancționează, dar el încalcă legea, că atât a învățat. Băi, e ofițer de poliție. Bă, Oghie 2 ăla spune cu totul altceva, spune că eu ca cetățean îmi iei dreptul de a trece la mențiuni. Și ai refuzat, pe urmă când a auzit băiatul, că l-am dus în biserică, acolo, că a dispărut icoanele. Înger, îngerașul meu, icoanele nu le-am luat eu. Ce faci, bă, croitorule? Busuioc? Băi, Busuioc, e gașca ta acolo? Ce se întâmplă? Ești... Asta n-a fost o chestie ta, e pe domeniul public. Da. Caut, taie-le aici, dar... Ia auzi, cum taie lemne. Auziți ce stradă e asta aici? Alo? Bună ziua, fiți drăguță, am nevoie de un echipaj de poliție pe stradă. Cum se numește strada aici? Agata Bacovia. Agata Bacovia. Este vorba despre delapidare, despre evaziune fiscală, ocuparea domeniului public și prestări de servicii ilegale. Chiar acum, haideți să-i prindeți în flagrant. Geană mă numesc. Bacovia unde mai exact? Agata, nu Bacovia. Agata? Agata Bacovia. Agata Bacovia, chiar în capătul străzii. Uite, s-aude drujbele, sunt oameni aici, taie lemne, tot. Am nevoie de un echipaj. Geană Hari Florin. Păi am fost la dumneavoastră acu de curând. Da.
Bine. Bine, mulțumesc. Aștept aici echipajul. Bine, mulțumesc. Da, sunăm și la... Primăria Misil, agenții prin, bună ziua! Fiți drăguță, numele meu e Geana Hari Florin, am nevoie de un echipaj de poliție locală pe strada Agata, Agata, Covia. Vorbiți mai tare că nu vă aud. Săgeți din gură că nu pot să vorbesc la telefon. Deci, am nevoie de un echipaj de poliție locală. În ce zonă? Pe strada Agata Covia sau Agata Covia. În capătul străzii. Ocuparea domeniului public, prestări de servicii ilegale. Nu vă aud, nu știu unde... Nu... Doamnă, mă auziți acum? Alo, mă auziți acum? A, închis telefonul. A, deci a început să suni, să dai... De-aia face chestia asta așa. Să-și sune oamenii, să fugă. Da. Uite cum încarcă și transportele mele. Doamna Ifrim, acum auziți, da? Pe strada Agata Covia avem... Da, da, v-am zis strada, doamne, acum știu și Dala și asta, ce este, eu știu toate cartierele de aici. Deci eu mă aflu pe strada asta, în capătul străzii, am nevoie de un echipaj de poliție ca să se constate ocuparea domeniului public și prestări servicii ilegale. Și acum, ce-i vă zonă fiscală? Păi v-am explicat. Să se constate ocuparea în mod abuziv a domeniului public de către persoane care vând lemne, taie lemne pe domeniul public, sunt lemne publice, lemne puse pe domeniul public și am nevoie de un echipaj de poliție locală aici. Sunt la fața locului. Geana Hari Florin. Da. Haideți, aștept echipajul. Gata, au fost anunțați. Băieți, salut! Cât e metru cub? Cât e metru cub? Și cât e kilogramul? Și ai dat acum bun la omul ăsta? Ai, dai! E bun dacă îi dai. Păi am două. Aoleu, ce sunt e ăsta? Păi tu nu vezi dacă zici că ești de la pădure. Fără! Păi eu am spus că-s de la pădure? Dar de unde ești? Și eu îți cumpăr lemn. Ce ăla, omul e de la pădure? De mai la pui. A, ah, de la pădure. Fac. Ia pui de acolo, te trag așa de lemn. De la pădure, de la pădure. Ce? A, și Mata ești proprietarul? S-a rupt șufa. Tubingurile alea nu le vinzi? Îmi trebuie și mie un tubing. Două, trei tubingurile. Le dau și pe alea toate, nu-i dă vânzare. Tăle fire. Ia să vedem noi. Ăla-i cântar acolo? Da, da. Al Mata, ha? O, oh, păi ești dotat, mă, omule. A? Ești dotat. Nimeni nu te poate acuza, nici Busuioc. Cât e Busuioc de șef de poliție, n-are cum să te acuze, Busuioc. E pe domeniul public totul. Ia uite trotuar, uite primare. Uite-mă, Busuioc. Investigația criminalității economice. Ia uite ce e aici. Da? De ce mă supraveghezi tu, Busuioc? Dacă mă duc, uite, m-am dus la clanul ăsta, Ciufu, da? Clanul Ciufu. Veniți la mine, vin la voi, mă supraveghează din ordinul lui Busuioc, poliția. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat?
Păi nu mai tăiați? De ce? Nu mai taie drumul, am adus ascuns. Ah. Am un polizor ceva. Nu știu, un polizor ceva. Ba da, cum, cine te-a sunat? Ce să mă sun? Am, te-a sunat nimeni. Hai, omule, vreau să-l cumpăr și eu. Ce să cumpăr o dată? Nu mai vinzi lemne? Ba, păi, dar... O să ascult drujba, vezi că nu taie. A, pe șoferul văd că stă aceea. Ia uite. Nu e aici. A primit telefonul. Nu vorbește la Petrolem. Ce ești, cum la faci, frate? Cum ești cu busul? Te-ai frați, măi? Cu care busul? Șeful poliției. N-a văzut că-l filmează ea de la televiziune de acolo? Nu știu eu, tată, pe plec eu de aici, din câmpurile astea. Asta-i câmp aici, a? Cu șosea, națională. Asta-i terenul matale? Hă? Asta-i terenul matale? Nu, nu. Dar cu uite, inutile! Uite, inutile, mă, frate, mă! Inutile și oamenii cu relații și toate astea! Ce-ai făcut, te-a sunat poliția? Te-a sunat vreun polițiști? Inutililor ce sunteți! O să vă acuz pe voi! Adică construcția ilegală, lemne care să tași de atâția ani, evaziune fiscală, n-ați văzut-o! Uite, omul, uite, acuta aia, a prins în flagrant! Ce m-a prins în flagrant? Uite, tată, cum mi s-a aprobat lui cântar? Și care cântare aici? N-ați văzut-o pe asta. Pentru ce sunteți plătiți, oameni buni? Evaziunea fiscală, voi o tolerați. Evaziunea fiscală și poluarea, uite cât... Asta e terenul lor, ia uite trotuarul cum e blocat cu de-astea, da? N-ați trecut niciodată pe aici, înseamnă că nu vă face serviciu. Dar atenție, vin pe Mizil. Eu m-am dus pe Alba și pe alte județe. Ce s-a întâmplat în Cluj, că s-au arestat oameni pe acolo? Să vezi ce se întâmplă aici. Radule, să sunt la poliția locală. Buletin. Vă dați seama, ei și acum cer buletin și avem pretenții la oamenii ăștia care înainte nici nu știau ei, n-au nimica cu ei. Primarul de Mizil, dacă nu-i verifici pe toți polițiști activitatea lor profesională, să-ți arăți să vezi câte ilegalități să se săvârșesc pe raza teritorială Mizil. Cum a turnat, mă, ăsta aici? Ia uite, s-a și ocolit trotuarul. Cum și-a turnat el, mă, cântar pe domeniul public? Nu-ți dă nici dracu, nu-ți dă metrologia, niciodată nu-ți dă metrologia așa ceva. Ia uite domnule poliție și dumneata, hai să constați persoana, aveți camere în dotare? De ce n-ați văzut chestiile astea? Că aici evaziune fiscală de Călhău e aici. Salariul lui Matale, cum îl luați? Investigația criminalității economice de la Busuiec, de Mizil, de aici, cum o face? Nu există. Deci eu, de exemplu, dacă vreau să trec pe trotuarul ăla, nu pot, dar dacă sar oamenii la bătaie și vine poliția, mă amendează pe mine. Dar voi de ce nu-i amendați? Vă spun ce, vă luați șpagă? Vă întreb. Niciodată. Ce se întâmplă, oameni buni? Cum, n-ați văzut? N-aveți voie să-mi filmați. Și ce faci? N-aveți voie să-mi filmați. Bun, și când eu n-am voie, mă, ori mă arestez, ori îmi dai amendă, sau îmi dai amendă. N-am de ce să vă arestez. Dar când n-am voie... N-aveți voie să-mi filmați figura. Și legea, care e legea? Dar nu ești polițist local? Nu. Nu ești polițist local? Adică acum... Matai, mergeai cu asta și nu ești polițist local? Dragii mei, omul ăsta ne ia la bășcălie. El, în primul rând, nu știe o lege. Dacă zice, n-am voie, da, dă-mă judecată, arestează-mă, ce vrei tu? Păi nu poți, inutil. De ce, mă, să te dau ești un inutil. Tu ești util? Da. Hai, mă. Da, hai, mă. Da. Ia, auză-le, ce, da. Ia tot ce fitează. Da, polițistule, nu-ți faci datoria. Da, ești corupt? Da, uite-l ce tu pe el. Ia uite-l, primare. Uite-l, eu ți-o scarpe în nas. Uite-l. Să scarpi în nas, el nu are nicio treabă. Polițistule, dă-te jos să constați, hai să-ți arăți, să vezi că mai e încolo. Ce faci? Îi aperi? Ești corupt, ce faci? Ia aperi, omule, ce faci? Îi aperi? Ia. Uite-le ce sunt. Băi, omule, eu sunt util. Eu am trecut prin etatele de utilitate. Tu nu ai trecut, că știu cine ești. Eu știu cine ești tu, cine omule. Sunt? Tu ești un polițist nu neprofesionist. Ești un polițist neprofesionist. Ne întoarcem, avem scandal la bec. Care scandal la bec? Deci, atenție. Da. E o tare și firmă, are tot. Da, are scandal. Vă duceți voi la scandal, aveți pe competență scandalul. Da. Păi tu ești parutier, omule. Dar ai și ordine aici publică. Aici suntem multifuncționali. Nu, dar ai pe competență și ordine publică? Da. Am înțeles. Da. Dar de ce nu s-au zis chestiile astea? E în regulă firma? Este. Adică tot ce e aici deci, e în regulă. Deci, de ce știu, eu lucrez de câțiva. Așa? Deci, are... Serviciul comercial are toate documentele la zi cu... Adică poluarea asta aici, totul e regulă. Cântarul ăsta aici, țevile alea pe trotuar, e regulă. Vă dați seama că nu le dădeam noi aprobare. Deci are aprobare pe trotuar, da? Aia e trotuar, să pună tubingurile. Are aprobare să cânte aici. Le interesăm la serviciul comercial. Uleiul ăsta, uite, uleiul ăsta care e pe aici, pe acolo, știu, tot ce spui dumneata, e ok, da? O să stau plângere pe neglijență în serviciu, omule. Nu se poate așa ceva. Acum de ce nu mai tai? De ce nu mai tai? Când a primit telefon
Iar acum eram sigur că voi nu luați măsuri. De ce n-ați făcut fotografii? De ce? Stați un pic. Când e un scandal, poliția română să se ducă, nu voi. Acum le-a sunat șeful. Cine e șeful? Domnul Petrescu. Păi da, da, voi. Vă duceți voi. Voi vă bată aia cu totul, cu voi n-aveți armă, n-aveți nimic. Poliția română. N-am luat o palmă. Am 58, dar n-am luat o palmă. Mulți înainte, dar omul a fi luat? Nu cred. Ce ești curios? Pentru că se construiesc aici ilegal și nu vezi, polițistule. I-a luat aici cu un scandal. Ia uite. Am sunat la poliție, da? Și a venit poliția locală. Totul, dragii mei, este legal. Atenție. Este legal. Bun. Mii de tone îngropate în România, chiar și în Mizil, au rămas îngropate. În Mizil. Groapa de gunoi, tot ce am reclamat noi, și în Drăgănești. Gardă de mediu. Dragă polițistul, domnul polițist, ești polițist? Păi vino cu un pic să stau și eu de vorbă cu tine. Ești de la Sice? Dar? Păi vino cu a investigații criminale sau a criminalității? Fii atent, ai pe competență evaziunea fiscală sau unii care, de exemplu, acum se vărșesc cum? Sice are evaziunea fiscală. Păi și salut. Ia uite, ce se întâmplă, oameni, că aici, de exemplu, să săvârșesc fapte ilegale. Uite acum, le-am chemat poliție și Ioniță. E cineva la fața locului, nu? A venit și a fugit, a plecat Ioniță. Vă faceți de râs, mă, ce se întâmplă, mă? Băi, busuioc, mă, mă, busuioc, mă. Deci, busuiocule, dă-ți, mă, demisia, da? Dă-ți demisia că te duci la pensie, că te așteaptă ăla la cărniță acolo. Ce-ai? Zgarda de mediu. Ferraru, doamna Ferraru, ce-ai făcut? Ai plecat? Ai dat demisia și tu? Ai trebuit să pleci? Nu erai tu, jucai tu? Băi, e neguiță. Crucele alea au fost schimbate, da? Sunt 6, nu 5. Mi-ați trimis, croitorul și cu tine, mi-ați trimis un document că ăsta a încălcat regulile de la Mizil, de la biserica asta. Aici, salut, salut. Că aici să tem oamenii în Mizil. Adică te simți sigur, sigur. Viața ta, familie. Păi avem autorități, mă, omule. Sperăm, sperăm. Mă bucur totuși că ai răspuns, că ai avut totuși o coloană vertebrală. Deci, Mizilul, am spus de atâtea ori, în Mizil sunt oameni minunați. Dacă cei care mă agresează, mă înjură, mă jignesc, gen Ioniță, dă tricou, dă... Dacă atâta duce mintea pe Ioniță, polițist, că am schimbat tricou. Da, mă, e al doilea tricou în viața mea care l-am avut. Bă, Ioniță, eu am o situație bună față de tine, mă. Înțelegi? Deci tu nu o să te compar niciodată. Păi tu mă iei pe mine, adică, vezi, Doamne, amărât. Păi tu vrei să stai, să spune viața ta privată? Păi bă, dacă vrei să spun, să spune că de corect ești și de cinstit ești, da? Păi tu te legi de viața mea privată care tu o să-mi demonstrezi. Îți dai seama că ajung în instanță cu tine, da? Cine e persoana care ai spus-o și de la cine am luat eu bani, cum spui tu că iau eu bani, da? Și să-i aducem pe toți, da? Tu vii și spui că mă supraveghezi. Pui tu acolo, da? Păi bă, tu nu înțelegi că ești un om necinstit. Hai, da dovadă acum. Deci, Mizilul cu cetățeni onorabili, cu oameni care sunt blânzi, cu oameni care sunt... Ia, fiți atenți. Ei, vezi, poliția locală. Deci, un cetățean pe partea stângă n-are autorizație referitor pe această stradă, nu, pe următoare. Ba da, pe asta. Că... Deci, ei dirigează aici, dar să-i vedeți cum pleacă. Să construiești o clădire. Ia să vă spun. Domnii polițiști, aveți pe competență ordinea publică rutiera și poluarea, mediul? În primul rând, asta, clădirea asta este construcție cu autorizație legală? Că da. Haideți să-mi arătați și mie ce agent economic construiește și când începe lucrarea și ce construcție asta aici. Să vedem dacă o vedem. Știți că se sancționează. Se poate? Pentru că, ia uitați, parcările nu m-am legat de ele. Și înainte și după. De-aia ați venit? Domnul agent, aveți pe rutieră, da? L-aștept eu. Am înțeles, nu, dar numai dânsul a greșit, a? Restul mai departe nu vezi. Păi nu te supăra, de ce să-l amendezi pe om? Să nu-l amendezi.
Da? Nu te lega de asta, că uite, nu sunt locuri de parcare. Doamnă, nu vă amendează. Stai, nu știu, dacă vă amendează, pe urmă îi spui că trebuie să-i dau de muncă. Nu are voie să vă amendeze. Domnul polițist, agent, polițist local. Dacă toți suntem aici. Domnul. Domnul meu, un cetățean este sancționat că a construit așa. Unde vedeți dumneavoastră ce clădire e asta și dacă are autorizație? Acum am venit și uite pe aici, de exemplu. Am văzut. Mie se pare bine că ar fi în regulă. Unde are? Când începe? Cine face lucrarea? Și ce se construiește? Da, normal, trebuie să aibă afișată... Constat dumneata că are sau nu are? Nu are, văd că nu e. E sancționabil sau nu? Este. Dar știți că are autorizație? Odată ce a început lucrarea. Da, e la ca la ferma dacilor. Odată ce dădea bonuri fiscale și acolo era, e bine. Odată ce a început lucrarea, da. Serviciul comercial, cel care nu există comercialul. Disciplina în construcție. Așa. Cheamă acum, uite, sunt aici. Cheamă de la urbanism aici. Aveți obligații. La ora asta nu mai nimic. A rupt ușile. E sfârșit de săptămână, sfârșit de an. Mm-hmm. Deci după data de 3, vă stă la dispoziție. Adică, dragi cetățeni, ucideți-vă, construiți, omorâți, dați foc, terminați, că e sărbătoare, e sărbătoare, e sărbătoare. Da, hai, poate zice, uite, hai să constatăm, să vedem dacă are sau nu are panoul ăla. Haideți să vedem. Ia să vedem. Eu nu l-am văzut. Păi nu, pe urmă o să zic omul, cum domnul l-ai văzut, că era după mașina aia. Domnule, nu te lega de oamenii, că eu n-am reclamat eu vreodată parcările ilegale? Am văzut nimășoresc. Și niciodată nu o să reclam, da? Domnule, nu vă cer decât atât să faceți dreptate. Am solicitat poliția are? Constatați personal că nu are, da? E îngrădit. Construcția, cum o văd eu, e bășicată. Adică meseria și mai un pic, mai, nu știu, nu prea ține vibratorul ăla bine. Din ce cunosc, știu că niște turci lucrează. Ce? Niște turci lucrează. Turci? Da. Dar știți ce am auzit eu? Zbun, acum, că omul ăsta a lucrat prin Spania. Proprietarul construcției. Că omul e prin Spania. Și a adus banii din Spania, a adus în România. Foarte bine. Dar uite, n-are panoul ăla. Adică dați o sancțiune, să-i chemați pe aia că dumneata faci proces verbal, dar am nevoie de poliția locală. Dumneavoastră aveți și pentru domeniul public, că am chemat poliția locală și a refuzat să ia măsuri împotriva un cetățean care taie lemne pe domeniul public, mii de tone de lemne, vinde de nu știu când. Și acum, la ora actuală, el taie lemne și vinde. A venit poliția, nu mai face nimeni nimic. Insist acum să a venit și a plecat, că a zis că aveți un scandal, nu știu. Un scandal? L-am avut. Și de ce nu merge acum poliția? L-am aplanat. Deocamdată... Am înțeles, dar cine la... poliția locală l-a aplanat? L-am aplanat, da. Am înțeles, de ce nu merge? Și cu o șicanare în trafic, spun jurături da, nu vor să-și depună plângere niciodată. Stați, domnule, pentru că nu aveți pe competență, domnule, șicanarea în trafic, domnule. Au coborât. Au coborât, s-a dat unul la altul cu jurături, cu loviri, cu dalea, cu dalea. Ale, era de tulburare, răspund pic. Așa, nu vor să depună nici plângere, nici în partea cealaltă, s-au înțeles amiabil. Să trăiești, mi-a părut bine, sărbători fericite. Cum facem? Mergem să-ți arăți, uite, să-ți iei asta? Cunosc. Aia cu lemnele la acolo? Îi da, de zile, are, deci am sunat pe cel de la comercial, așa, are toate, tot ce are acolo, am înțeles că este autorizat pe fonduri europene. Stai un pic. Deci spui că e legal, da? Multe detalii nu pot să vă dau, n-am intrat în poziția documentelor. Nu, trotuarul are tubing-uri pe ele. Da. De unde le are, nu știu. Lemne de la axul CFR-ului. De la terenul CFR-ului. De la calea ferată până așa? Acolo, da? Și terenul CFR-ului. Și cum i-a dat? Dar taie lemne pe domeniul public, să vedeți. Vreau să meargă cu polițistul să constate, să fotografieze. De ce a venit, a plecat imediat. Bun, ați plecat la acțiunea aia care ți-a avut. Bun. Vreau să merg înapoi acolo, să mergem acolo. Haideți, de-aia veneam la primărie. Domnule, vreau chestia asta, credeți-mă că sună într-altă parte și vă spun că mergeți. Merg, sunt șef. Sună pe deci, fără aprobare. Da, am înțeles, uite, sună. Noi îi spunem stăpânul. Ăsta era șef și pe timpul lui Proșcan, care mii de tone, ești de aici de Mizil? Nu. Crede-mă că mii de tone de gunoi s-a îngropat în Mizil și a rămas acolo. Iar la Mizilen le lua banii ca să îngroape ei acolo, unde au fost bani. Nu i-a cercetat nici dracu. Deci, dragii mei, asta e România prin care noi trăim și sunt cetățeni care spun că trăim într-o țară de căcat. Nu există. Avem o Românie frumoasă, o Românie cu oameni plăcuți, oameni buni. Uite, omul ăsta n-am ce să reclam. Omul înțelege, da? Dar cei care au venit, nu este în regulă. Alaltul care era șofer la poliția locală, să ridica el. Niciodată nu m-am luat de parcările astea ilegale. Nu mă iau. Păi nu răspunde șef. Vă dați seama? Dar dacă se întâmplă ceva cu dumneata. Se întâmplă ceva cu dumneata. Nu răspunde șef.
Extraordinar. Eu nu plec. Ia, ia să vedem. Uite, spune că sunt aici, vreau să vedem ce se întâmplă. Să trei șeful. Șeful sunt cu domnul Gian. Ari Geană. Acela am solicitat poliția care face aici pe Nebolcescu și solicită să-l mai însoțim încă o dată pe, în, pe Agata Bacovia la Agata Bacovia. Că a venit și a plecat, nu a fost la ce măsură. Da, am vorbit și cu domnul Simion, am vorbit și cu celălalt, nu vor să depună plângere, au zis că să înțeleg ei amiabil. Da. Da, mi-a explicat, părerile sunt, vă dați seama, unul așa, unul așa, dar au zis cazul. Că să rezolvă, să întâlnesc și să... Bun, ce facem cu poluarea? Da. Ce facem cu poluarea și cu lemnele alea care taie? Și cu trotuarul ocupat, cu tubinguri? Am nevoie de poliția locală, fraților. Da, da, șeful. Da, 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 da. Nu, garda de mediu, omule, cheamă garda de mediu, că are poluare acolo masivă, inclusiv pe trotuar blocate cu tubinguri, taie lemne, are cântarul pe trotuar, are lemnele alea care-i puse, cum, e ilegal ăla, n-are cum să fie, are un cântar, l-a turnat acolo cântarul pe domeniul public, omule. Vreau să meargă polițistul local la fața locului să fotografieze. Păi, omule, cum pe fonduri europene, pe domeniul public, cântarul ăla și să aibă... Omule, nu înțelegi că la nu-i terenul vostru, e terenul CFR-ului. Vreau neapărat să chemați garda de mediu, aveți obligația, au număr permanent, garda de mediu, poluarea a Rumegușului. Să chemați SICE, să chemați poliția de pentru că e evaziune fiscală acolo. Intrările și ieșire, NIR-ul nu corespunde, transport, foi de parcurs, cântărire, etichete de cântar, nu există. Ba da, aveți obligația să dați la poliție, la SICE. Nu, să dați, să faceți solicitare către instituții. Dacă n-aveți pe competență, dați pe competență. Cum adică, adică omul a vrut să spui că funcționează legal acolo? A, verificați, dar până acum de ce n-ați verificat? Dar dacă ia foc lemnele alea și iau casele foc la oameni și mor oameni, ce faceți, fraților? Atenție, acolo e și produs petrolier, să vedeți cât produs petrolier. De ce n-a venit polițistul local să facă fotografii unde e blocat trotuarul? N-a făcut nicio fotografie. De ce a refuzat? De ce a refuzat? Uite, solicită în mod expres un echipaj de poliție care a venit, a stat un minut. Haide, hai că mergem, haide împreună. Hai. Hai. Credeți-mă că o să vedeți. Mă ocup de mizil acum, tată. Mă ocup de mizil, tată. Nu. Am înțeles, da, da. Am înțeles. El este boierul, șeful de poliție, încă din vechi timpuri, cine îl protejează? Mergem? Ia spuneți, domnule, de ce nu lăsați pe soția mea să intre aici? Vă rog frumos, spuneți-mi și mie. Din cauza ținute. Domnule, noi suntem aici, în țara noastră, în România. De ce dumneavoastră nu ne lăsați să intrăm? Eu aici a fost placăra, am muncit 20 de ani aici. Pe locul ăsta unde s-a făcut la fiesta. Nu are voie cu echipamentul ăsta, cu fustă. Păi și ce să mă duc la chiloți așa pe chiloți? Ușor, vorbește frumos. Dar ce are domnul ăsta? Ce are? De ce nu o opriți pe dânsa? De ce? Ce are? Spuneți și dumneavoastră ce are dânsa. Știți să citești? Poftiți? Știți să citești? Cum trecul? În mod privat ne rezervăm dreptul de a selecta clientelul. Cum să vin în valul ăsta mort? Ai înțeles ce vreau să zic? Ești un pantalon adecvat, un glum. Dom'le, asta e religia noastră. E religia noastră. Nu primește, eu ce vreau să zic? N-am nicio vină. Dumneavoastră, știu că dumneavoastră nu aveți nicio vină. Dar domnul de aici, care este manager sau director. Dar cu voi, eu n-am nicio treabă. Dacă cu noi nu ne lasă să vă lăsăm, asta e serviciu. Da, domnule, are dreptate. Dacă vii într-un blog, într-un pantol, vii în papuși și fustele astea mari, nu e rău. Dar asta nu e fustă țigănească. Ia stai. Asta este o ie, uitați-vă și dumneavoastră, e o ie românească, asta e fustă care a cumpărat-o din magazin. Asta nu e fustă țigănească făcută, e cumpărată de la magazine. Deci e magazin. Uite, fustă care e de la magazin. Asta e de la magazin. Tot ce e pe ea de la magazin. Nu știu care e diferența.
Uitați-vă și dumneavoastră aici, că uitați ce are. E cumpărată. Rochea, iată, rochea asta este cumpărată din magazin. Ea, asta e cumpărată. Nu știu ce are, ce are băiată, nu, nu o primește aici, uitați. Uitați-vă, bă, frate. Uitați-vă și voi, că nu, bă, domnul Badigar nu este de vină. N-are nicio vină, domnul Badigar, da? Uitați-vă și la venit cu soția să merg ceva la ei, să cumpăr mâncare de aici. Și uitați, că zice că are, păi pusta asta e de la magazin cumpărată, ea e, e cumpărată. Nu, nu are nicio problemă, uitați-vă și dumneavoastră. Uitați-vă. Uitați, fustă, uite, fustă, ai trecut fustă acolo. Ce nu-i ziceți de mine? De ce? Da, băi, frate, deci nu, nu vă dă voie, manager, ca să primiți, că e țigan. Dar să stai rasism. Da. Bine, bine. Așa să fie. Fratelor, eu dacă intru pe stradă, acum mă duc la pușcărie 25 de ani, vă spun sincer. Eu mă anunț... Ce, mă? Eu anunț acum pe live, dacă nu-și face dreptate, dacă nu mor 25 de ani, mă duc la pușcărie. Păi pe copilul și nu se face dreptate? Te rog frumos, te-am rugat, te-am sunat ca comandant al poliției comunei orașului Mizil. Te-am sunat, te-am zis, domnul Busuioc, ce se întâmplă cu dosarul ăla de 2 ani de zile? Tentativă de viol asupra unui minor și nu ți-ai dat și nu ți-ai dat acordul ca comandant. Mergi, bă, ușor. Oh. Oh. Îmi fac eu dreptate singur. Oh. Dacă domnul comandant în momentul de față nu sunăm la televiziune, pe unde vrei dumneata? Dacă eu în momentul de față nu, acum în momentul de față nu, îi dai reținere la cine trebuie să dai, că mi-a vrut să-mi violeze fata, eu am înnebunit cu totul. Eu nu mai rezist să mai intru pe strada aia să trăiesc aceeași joseală și același chip zi de azi, zi an de an. Orice amărit, orice șmecher, orice fraier, nu din Babana, din toată România asta. Nu își iubește copiii, dă mie de altfel, dacă era locul meu, ajungea la crimă până acum. Eu n-ajung la crimă și nici era... Îmi iubesc aproapele. Ou, oh. Ou, oh, ușor, hai. Imă, ou, oh, ușor. Păi dacă eu, păi mata, mă trimez la șeful de post. Cine să știu eu că e șef de post aici, bă, frate? Dacă eu nu mai întreabă cu legea, muncesc de dimineață de la 6:30, 5:30, 6, intru în graj, sunt plin de baligă. Păi cum, încerc să-mi violez copilul? Oh. Oh. Sunt în fața bisericii. Dacă autoritățile române nu-și face dreptate în cazul lui fata mea că a vrut să-mi violeze, să moară fata mea dacă nu fac dreptate singur. Da, așa că mai am un pas pe la poliție. Și mă duc la pușcărie dacă... Oh. A vrut să-mi violeze copil de 3 ani și nu face dreptate, să moară tutea mea dacă nu fac dreptate singur. Nu mai rezist. Gata. Dacă am zis că nu mai rezist, nu mai rezist. Să vină primar, să vină poliție, să vină orice. Hai, vă aștept aici la primărie. Eu nu mă jur fals. Oh. Să vedem și noi ce drepturi avem ca cetățeni acum, în momentul ăsta. Domnul Busuioc, sunt la poliție, la Babana, vă rog frumos să veniți în coa. Ce, mă? Ia vezi, mă, unde sunt sus.
Doarme, nu e nimeni la poliție, frate. Aici te fute lumea, îți dă la muie și nu e nimeni. Doarme ăștia. Stai că îmi fac dreptate singur acum. Păi dacă tac cu viol, tac și comandantul de la Busuioc, domnul Busuioc, sunt pe live, pe BD-o România întreagă. Vreau să vin cu a. Păi nu mai tac, gata. Am tăcut 3 ani de zile de când mi-ai violat copilul și tu și ăștia. Că-i ăla, stai mă că ne suim sus acum. Să moară fata de la Busuioc. Păi și-mi fac dreptate singur. Să moară fata mea, că m-am zis pe primărie. Dacă în momentul ăsta nu vine comandantul cu aia, să șeară, să vedem ce se întâmplă. Să vină toată poliția, toți procurorii cu aia, că mă arunc de aici. Hai, să vină cu aia. Bă, live, păi doarme-n postul, ce poliția asta, mă? Băi, ce poliția asta, doarme pe ei. Păi stai mă că face dreptate lor. Păi cum mă violează copilul de 3 ani și nu fac dreptate lor? Băga mea și cu la mama care a murit. Vino cu domnul Pusior. Protest aici. Vino mă cu a după la mama să mă dă aici. Băga mea și cu la gheata mea. Băi, nu mai rezist cu un violator. Sunt pe primărie la comuna Babara. Mă omor dacă nu vine cu a procurori să-l lumineze cazul cu fata mea. Ia să scrie aici. Doamne, uite, stai acolo, nu știu ce facă. Ia mă cu apă cu omul pe Busuioc. Să moară fata mea dacă nu mă spun cu asta de aici. Dacă eu nu mă spun și mă arunc de aici, să moară fata mea. Eu sunt nebun pe bune. Să vadă toată România. De 2 ani de zile nimeni nu a rezolvat cazul cu fata mea. Încerc, nu mai vin nici era, încerca să-mi violeze copilul, nu mai stau. Să moară fata mea dacă mai mă oprește nici Dumnezeu. Dacă nu mă arunc în cap să mor aici, de aici. Băi, eu mă arunc, când zic că mă arunc. Filmează, că nu vă. Ce? Ce? De 2 ani de zile încerc că mi-a violat fata și nu s-a făcut dreptate. Băi. Hai cu piciorul. Aruncă-l aici. Dă-mi coacă să moară sutea mea dacă nu mă dai, bă, praf. Bă, hai să vină televiziunul lui coacă, nu mai mă dau jos de aici. Până nu vine domnul Busuioc, în coacă să moară sutea mea dacă mai mă dau jos de aici. De ce? M-am mințit. Și că du-te la domnul... Nu știu cine e aici, șef. Băi! Sutea mea că nu mă omor pe loc. Stai cu minte. Las că răspund eu. Ia-mă masca din coa și mă pus eu. Să vedem cazul meu cum se rezolvă. În babana asta. Păi eu dacă sunt cu minte, sunt că vreau eu, bă. Mișo lupaile, bă, că mi-ai spus familia, bă. Bă, nu mai revin cu voi aici, bă. Băi, decât să vă iau păcatele, mai bine vine aia Dumnezeu, mă. Ia-mă pe alea acolo. Să moară sutea mea. Dacă mai mă oprește, mi-i Dumnezeu. Sunt pe primăria la Babana să repar cazul care a încercat să-mi violeze copiii, mă. Băi, nu mai mă oprește nimeni, eu mor aici și mă spânzur, de ce? Domnul comandant Busuioc, să moară familia mea dacă își face ajutorul. Da. Să moară fata mea dacă mai se oprește nimeni cu mine. Dacă nu mă spânzur, să moară fata. Din cauza la autoritățile române, mă spânzur. Să moară tutea mea dacă nu mă spânguri din cazul la autor. Nu are mă nimerea ce să fac. De ce? Pe dreptatea mea. De 2 ani de zile cazul ăsta nu rezolvă nimic. Eu rezolv acum, secunda asta. Sunați voi care aveți numărul la acces direct la toate televiziunile din România. Să moară tutea mea dacă nu dă nici pascate de aici. Bă, am făcut pușcărie degeaba. Dacă nu fac șpil, care cu mâna de mine murim amândoi. Când dau bine de aici. Să moară fata mea! Orice părinte! De 3 ani de zile cazul ăsta nu s-a rezolvat! De 3 ani de zile! Am venit acum o săptămână, l-am sunat pe domnul comandant Busuioc. Știi ce mi-a zis? Și că sună și tu pe șeful de pus. L-am sunat pe la ăla de caz. Știi ce mi-a zis?
Mișcarea de răbdare că o rezolvăm, că... Nu strica mie planurile. Păi ce planuri aveți voi cu copilul? Ce? Nu, 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 de 2 ani de zile, de 2 ani, și acum s-au luat măsuri? Da, am venit. Băi, bosule, vreau să vină domnul comandant să-mi dea cuvântul că rezolvă cazul meu. Băi, nu mai rezist. Băi, nu-i dă, nu-i dă, băi, eu dacă îi dădeam o palmă lui unul, făceam, mă duce pe arest, da? Cum? Lasă vină domnul procură să mă rămurească. Nu mai rezist, frate, mă spânzură aici și dacă nu vine tot urtătățile posibile, sunt și pe live să moară fata mea dacă nu mă... Băi, nu mai rezist! Eu să mor în pușcărie, dar eu nu vreau să fiu un șmecher, eu vreau să fiu un om cu minte și respectos. Eu n-am deranjat localitatea asta, de când m-am liberat de la pușcărie, n-am deranjat-o. Nu am deranjat. Bun. Să mor, iartă-mă că asta e a doua oară care vorbesc cu mata. Eu vreau să vină oamenii care mi-au promis că face dreptate și n-a făcut. Nu s-au uitat, stai că nu putea să puteți. Ca la pușcări inventăm. Asta vrei. Asta vrei. Da! Alo, accesul direct, după că v-ați intrat în direct, vă rog frumos, veniți cu asta de televiziune de la Prahova toate. De 2 ani de zile a încercat să-mi violeze copilul, mi l-a luat în curte după stradă și mie mi-a spus că nu-i răpire. Pe cum îl bagi în curte și nu-i răpire după stradă? Copilul de 3 ani, spune copilul, tati mi-a pus puța lui la puța mea, vă arăt în registrări. Vreau să facă de până acum am tăpunit. Omoară fata mea dacă mai răzut. Să vină domnul Busioc în coa. Nu mă dau jos. Dacă domnul Busioc își dă permisiunea fata mea, că îi dă lua la 24 de ore, eu să moară fata mea dacă nu-i cu picioare. Să văd că are sângele comandat în el. Uite-te aici și așa ceva, cu o sârmă, dacă nu mă dai, mă mor aici, gata. Nu mai rezist, bă, frate. Băi, fraților, de 2 ani de zile a încercat să-mi violeze copilul și nu s-o face dreptate. Băi, înseamnă că ia bani. Eu nu am bani, că sunt amărâri, mucer la vaci. Sunt cu băligar pe mine. Eu nu sunt șmecher. Dacă eram șmecher, eram și eu. Interlop, vindeam droguri, făceam prosenet, făceam de toate. Nu mai zic. Vă rog frumos, trimiteți, băi, dați distribuiri în masă, stau pe live până vine televiziunea, până vine tot acuma. Băi, nu am greșit față de matare, te rog frumos să mă ies, lasă-mă să fac dreptate. Băi, tocmai de-aia. Nu. Vreau să vină domnul procuror care ține cazul ăsta de 2 ani, a luat bani. Nu-l aștept să vină și el. Eu să moară fata mea dacă nu-l aștept să vină și el. Dacă eu nu vrei, uite-te la mine. Dacă nu-mi dau drumul să mă arăt de-a mea și să moară. Dacă nu-mi dau drumul în cap. Eu la vrei, eu am suferit prea mult ca să tac din gura acum. Vrei, dacă eu nu-mi dau, dacă cineva pune mâna pe mine, eu nu-mi dau drumul la vară. Unde mă duc la revedere? Mor. Dacă eu n-am sângele, vrei. Să vadă lumea că pe dreptatea mea nu a fost înjosit de autoritățile române. Vrei, dacă m-a dat violat unul, încerca să-ți violeze, nu mi-a violat. Nu mi-a violat copilul. Încerca să-ți violeze copilul. De 3 ani, ce făceai pe ca polițai? Vrei, ce făceai mă ca polițai? Lasă-mi că comandată și să moară tuturor mea. Dați bani distribuiri în masă, băi! Justiția română vreau să-și facă dreptatea în cazul meu.
Rămurescu, un pănos, acum 2 ani de zile, tac de 2 ani de zile, sufăr în tăcere, fiindcă am crezut în justiția română, nu mi-a făcut nimeni dreptatea. De 2 ani de zile a încercat să-mi violeze fata, a băgat-o în curtea la el, am camere după stradă, am probe, martori. M-am dus la... Știi ce mi-a zis domnul Busuioc? Mata, poate nu știi. Ce mi-a zis domnul Busuioc? Jacarele, vorbește și tu cu șeful de post. Cum plecă comandant al poliției să vorbim cu șeful de post? Nu mai mă oprește nici Dumnezeu pentru dreptatea mea. Ce mă? Să moară Dumnezeu, să mă dau să nu se face dreptate. Pentru ftuția mea, dacă nu mor, să moară ftuția mea, dacă mai reviz. Băi, fraților, eu când intru pe strana, intru la pușcărie, 25 de ani, eu îi vă mereu în frunte. Care, păi știi ce mi-a zis domnul, chiar îl vreau să vină, să spună și el pe live aici. Și ce mi-a zis polițistul care lucrează la dosar? Lasă-mă că-mi trimis tot dosarul, mai lasă-mă 2 săptămâni, a trecut 1 lună de zile, ce-a rezolvat? Să vină, hai, lasă-mă. Când o veni, îl chem eu aici, să văd din casă. Nu mai rătiți, bă. Băi, fratilor, băi, oameni, băi, omenirea asta, pe live-ul ăsta, să vede aici disperarea mea! De 2 ani de zile mi-a violat, a vrut să-mi violeze copilul. L-a băgat în casă, a pus copilul de 3 ani jos pe burtă. A dezbrăcat, i-a pus pula lui la pista ei. Vă dau o înregistrare cu fata când spune. Și nu se face dreptate în poliția asta, băi, fraților. Băi, am ajuns la disperare, băi. Nu mai rezist. Să vină domnul comandant Tăcoache, i-am zis de 2-3 ori. Brei. Acum 2 ani de zile, un vecin după stradă la mine, e dosarul, mi-a luat copil de 3 ani de zile, fată, a băgat-o în casă la el, a dezbrăcat-o, i-a pus pula la pizza, să mă înțelegi, mama, și fata a venit și mi-a tati mii și mi-a pus pula la pizza, puta mea, a venit, a pus-o la închete, peste tot. Băi, fraților, nu e cu oamenii așa ceva. Așa, de 2 ani de zile, știi ce mi-a zis? Toată poliția. Doamne, că te-a tăiat și bătii gură, băi! Vorbesc că nu mai vorbești cu bătași din gura. Ce mi-a zis domnul comandant? Întreabă și tu pe domnul care este șef de post. Nu știu cine e șef de post la Bavar. Am spus nicio că nu mai am treabă cu poliția română, m-am salat. Ce mi-a zis când am sunat la domnul ofițer sau cum sunteți dumneavoastră, comandant, nu știu ce sunteți, și că lasă-mă o săptămână și a trecut 1 lună de zile când l-am sunat, v-a rupt numărul lui că l-am sunat acum 1 lună de zile și ce mi-a zis? Rezolvăm cazul. De 2 ani de zile, băi, oameni buni, e probe camera din stâlp, e o grămadă de probe. Bibrei, băi, bun, copiii lui, el mă provoacă nici măcar nu și-a disează, trece pe lângă fata mea și se uite, fata mea când vede să sperie că e copil. Băi, v-am spus! Pe când, bre, după 2 ani de zile? Bre, tătic, eu dacă te dau o palmă lună, dacă e turburarea niște în public, bre, sincer, legal, bre, lasă-mă să spun și eu, fumeu și dacă e supăt să mă rămurești, mă dar... Eu dacă îi dau o palmă la unul, e turbul ăla liniștit, în public. Bun. Lovire și nu turbul ăla. Dacă îi dau un babană la un bar. Pe, auzi, nici măcar, mi-e îndădea retinere lui, nici măcar retinere de o oră nu i-a dat. Bre, ce dracu' e asta? Cum? Păi eu știu că durează, brei, bre, tate, eu știu că durează, dar tot 2 ani de zile, bre, nici măcar reținere nu i-a dat, bre. Lasă, bre, să, poate bine, poate mass media rezolvă cazul. Vine acum televiziune, vine tot, nu mă dau jos de aici până nu vine și
prim-ministru, nu știu ce, corpul de curs la ministru, dacă vine. Dacă cineva încearcă să pună mâna pe mine, mă are pe conștiință, mă arunc de aici și la revedere. Păi ce dracu vrei? Păi tată, vrei domnul comandant? Domnul comandant, te-am făcut o problemă de când ești mat aici? Și nici nu se fac. Vrei, când trec pe stradă, crede-mă, stăm foarte așa de fata mea trece cu mine de mână, că nu o mai las singură de atunci. Cine nici măcar să-i pună în evidență, băi, n-ai voie să te uiți spre copilul ăla, nici măcar o dată nu s-a pus asupra ei. Știu, bre, că a fost și adusă la psihologul, la București, de 2 ani de zile, bre. Bre, dacă eu făceam așa ceva, pe cuvânt, să-ți trăiască familia mea ta, era la pușcărie, era sau nu? Cum? Bre, de 2 ani de zile, bre. Bre, eu nu mai rezist ca nu, eu nu sunt tatăl ei, eu sunt unchiul ei. Dar eu nu mai rezist așa când îl văd pe omul ăla, te crede-mă că de multe ori mă duc plângând în curte. Păi de ce? Bre, ești tată? Ești tată. Și m-a dat la fel cu toată lumea pe aici, ce-i părinte. Băi, oameni buni, spune și mie care ca un infractor, ca un pușcăriaș, a făcut 13 ani de pușcărie degeaba. Bă, când spun degeaba, spun toată inima. Mie nu mă place să mă umflu sau să mă laud. Asta este, am făcut 13 ani de pușcărie pentru cetățenii din Babana. Să bătea între ei, eu m-am băgat ca prostul, eu m-am dus la pușcărie, aia a rămas afară. Și pentru familia mea, băi frate, eu nu am tăcut, am îndurat. Băi fraților, nu mai rezist cu pănosul ăla, băi orice părinte de copil de 3 ani, să vină copilul de 3 ani să spună, tati Mișu, te arăt în registrare, tati Mișu mi-a pus puța lui la puța mea. Na bre. Bre. Eu îți mai spun ceva pentru mata. Eu nu fac regi de pușcărie aici. Eu să moară tutea mea dacă nu-mi dau drumul și uite să vezi mata de față cu mata aici. Băi, filmează-mă unul să rămână filmat acolo, să vezi pentru ce moare și acel când să moară. Asta e ultima zi a mea, nu-i problemă. Băi, spun sincer, când a murit frate meu, să moară fata mea dacă mi-a părut rău. Dacă nu am vrut să mor și n-am putut pentru un frate. Copilul ăla a crescut-o de când s-a născut. N-are cum să-și bate joc nimeni de el. De ce nimeni? Nu sunt eu Dumnezeu. Dumnezeu e Dumnezeu. Că nu trecem niciunul peste. Dacă e sortit să mor acum, mor acum. Dacă nu mor peste 100 de ani. Și m-a dat la fel și toată lumea. Vrei? Îl sunt. L-a sunat pe domnul comandant Busuioc. Să rămână a lui. N-am nimica cu omul ăla. Mi-a să zice că sună-l pe du-te la domnul șef de post. Nu știu cine e șef de post aici. Să mor dacă știu. Nu știu, nu l-am văzut în viața mea, eu ce știu așa, pe domnul Ghiță, pe mata ca comisar sau ce ești mata și pe domnul care e acum lângă mine, care nu-l halește ăștia din Babana. Eu zic omului în față, pe omul ăla, zic că nu-l halesc pe ăla că mi-a permis. Păi tine-a pe dreptate, bă, bă, dreptate e dreptate, dar în moarte lui, indiferent cine e din Babana. Când e dreptate, e dreptate. Bă, tu omoară copilul când nu ți-au permis, bă. Dă-i morții lor, indiferent cine e, că e alu Jacarel, că e alu Pârcă, că e alu pula mea, să-i sucă morții lor acolo. Băi omule, eu n-am greșit la nimeni, nu vreau să mai greșesc. Eu am ajuns la disperare. Băi da, bre, bun, mata mea splici. Și ce să, dacă mata mea splici mie? Dacă mata mea splici mie, ce să rezolv? Bine, bre, hai cu-o.